Suntem în pline căutări, căutăm un mini Răzvan și un mini Dani, încercăm să vedem dacă oameni de acasă seamănă măcar puțin cu noi, dacă nu fizic, măcar la caracter. Bine, noi avem și tenul ăsta de copii de 10-12 ani maxim. Așteptăm să ne iasă coșurile în 2-3 ani, așa suntem noi, ne purtăm vârsta frumos pe picioare. Trebuie să le mulțumesc oamenilor care au înscris copii număr atât de mare pe A1.ro în secțiunea Neața, unde găsiți un banner clar cu niște capete de oameni normali pe niște corpuri ciudate. Aceasta este pagina și vă rog să dați o căutare acolo sau să aruncați un ochi. Mistrețul, mulțumesc și aș vrea să treceți pe acolo pentru a vă înscrie, pentru că în continuare căutăm. Pentru astăzi l-am găsit pe Octavian Ștefan Jujan și el încearcă să fie astăzi mini-vedeta noastră, pentru că se aseamănă, cel puțin așa spun părinții lui, cu Răzvan. Cu Răzvan. Haideți să vedem, pentru că Octavian este cu noi în direct, fix din curtea casei lui. L-am prins în direct. Salut, Octavian! Salut! Unde ești? Tu în ce oraș ești? În București. Foarte bine. Câți ani ai? Am 8 ani. În prima terminare 9. A, mulți înainte. Se apropie ziua ta. Ia zi-mi, te rog, într-o zi normală de miercuri la ora 10, tu nu ai altă treabă decât să apar la televizor? Întreb. Ba da, am și altă treabă. Dar ce faci în general la ora asta miercurea, când nu te sunăm noi pe videocall? Păi, eram deja la școală. A, bun, deci te-am salvat astăzi. În ce clasă ai ajuns? La a doua. Perfect. Trebuie să-ți fac un mic test să văd dacă te potrivești cu colegul meu, Răzvan. Ia să vedem. Da. Îți place școala? Da. Îți place faptul că ești înconjurat de colegi și că sunt multe fete, sau îți place învățătura de adevăratelea? Îmi plac amândouă. Ok. Dar mai mult. Cum? Mai mult? Mai mult fete. Da. Ce să zic, dragul meu, Octavian, da. Și ai o minge? Practici un sport? Sau e la îndemână tot timpul? Nu. Pot fie, da. Mă întrez. Am înțeles. Mă antrenez când n-am antrenament, mă antrenez pe aia. Deci faci fotbal de felul tău? Da, fac. Bravo. Să nu te lași niciodată. Și Răzvan, până în clasa 12, era foarte bun la handbal. Nu era cine știe ce la fotbal, dar îl chemam că avea minge. Dar de atunci n-a mai făcut nicio oră de sport în viața lui și uite-l cum se ține, vlășganul. Poți să faci... Stai să hotărâm câteva lucruri, Octavian. Asta e curtea voastră? Da. Nu te... Am înțeles. Deci nu e curtea voastră. Ba da, e, dar nu e... Nu e curte? Dar ce e, dragă? Garaj? Bă, ce fain garaj au ăștia la București. Știi să faci picurele sau alte lucruri? Știi să faci o schemă cu mingea? Știu, dacă câteodată mai mă încurc. Ia, fă că noi tăiem dacă te încurci. Încearcă să... învață-mă o schemă cu mingea, să mă apuc, am și eu antrenament astăzi. Ce știi să faci cu mingea? Pe scurt. A, n-ai ghetele. Păi, s-ar putea să nu iasă. Știu să fac citire. Ia. Dă să vă... Fă-mă una, că eu nu știu cum se cheamă astea pe nou. Le știu pe vechi. Ia să vedem. O... Am înțeles. Știu, asta are și nume pe internet. Lasă. Cum îl cheamă pe câine? Maia. E fetiță? Am înțeles. Dar o mai... Am înțeles. O mai lași și prin curte să o zmotocești, bănesc, că nu stă numai acolo, dar ți-a închis-o să nu apară la televizor. Bravo. Da.
Bun, vă pupăm, pupăți familia, știu că și mama și tata sunt implicați în această filmare. Felicitări pentru ce faceți. Ne bucurăm că vă uitați din când în când la Neața, dar nu uita că și școala e importantă. Da. Bun, azi ai, azi ai antrenament la sport? Ai antrenament la fotbal? Da, am. Bravo. Ce să fiu când... Bravo, la școală n-am ajuns, am ajuns la antrenament. Salutări, mulțumim tare mult, mini Răzvan. Să ne vedem cu bine, salutări și părinților. Cele bune. La revedere. La revedere. A vorbit telefonul. Na, ăștia sunt copiii care se uită la noi, ați văzut? Frezați, pregătiți și dornici de școală și învățătură.